Bine v-am găsit la un nou video. Videoul de astăzi o să fie destul de scurt. Uitați ce am găsit la tomberon. Bine, lângă tomberon, nu era băgat în container. Am fost arunc gunoiul și am găsit fereastra asta, care mi s-a părut super interesantă. Are și modelul ăsta aici sus pe semirotund și este impecabilă, dar doar că este puțin murdară. Cristalul este intact și o să vă arăt ce m-am gândit să fac cu ea. Prima dată o să o demontez, după aia o să o șlefuiesc și o să o vopsesc. Și pas cu pas o să filmez și o să vă arăt și vouă. Vă țin cu mine. Prima dată ce o să trebuiască să fac este să-i scot piesele astea două, nu știu cât de bine se vede, asta și cu aia de acolo de sus. Astea cred că sunt piesele care închideau cu zăvor când închideau fereastra. O să le desfac, să vedem dacă reușesc. Am desfăcut-o pe prima, acum o să o desfac și pe asta. Șuruburile sunt puțin cam uzate și nu ies foarte bine, dar am reușit. Și acum o să desfac, cred eu, că șuruburile astea două sunt pentru a ține piesa asta întreagă, a țin-o aici prinsă. Și dacă eu desfac piesa asta, în teorie, vedeți, asta iese de aici și prin acest, în acest fel, pot scoate cristalul. Vedeți cum iese? O să las camera puțin ca să-l scot și revin. Ok, am scos cristalul. Acum ceea ce vreau să fac este să o șlefuiesc ca să prindă bine vopseaua.
Asta este, este curățată. O să-i fac două poze. Una, două poze, să am și pentru Instagram. Și imediat o să mă apuc de vopsit. Gata și vopseaua, are două mâini, așa arată, a ieșit perfect, stați să vă și apropii, sper să focuseze camera. Acum ce urmează să-i fac? Pe spate nu i-am dat pentru că nu mai am vopsea, am crezut că am spray-ul plin, dar nu mai era decât jumătate, bine că am dat peste tot pe unde o să se vadă. Da, acum... Ce urmează să fac aici în partea de, da, să nu mă înșel. Aici în partea de sus, o să-i dau o gaură aici și una aici pentru a o putea prinde în perete. Așa, i-am dat cu un burghiu mai mare și acum o să-i dau cu unul mai mic,
ca să-i fac două șanțuri în sus, atunci când o pui în perete și a prins, a intrat perfect, au intrat șuruburile în gaură, să pot să o las în jos, da, ca să rămână fixă. Acum cu bojiu puțin mai mic decât diametrul pe care îl are floarea de la șurub, da? Decât șurubul, puțin mai mic burghiul, ca să se prindă bine, să rămână fix. Să și probăm. Să vedem cum intră. Perfect. Deci intră șurubul în gaură și după aia îl las puțin în jos și a rămas fixat. Perfect. Ok. Ya te agarro, mamá, con tu sufre, con tu estilo.
Mm-hmm.